Facem un aranjament puțin mai încălzit. Așa cum știți, în aceste zile se desfășoară manifestarea Zilele Municipiului Caracal și copiii nu puteau lipsi din programul artistic pe care Centrul Cultural Municipal Caracal l-a pregătit. Și pentru că este ziua orașului, începem chiar cu un cântec în interpretarea grupului vocal Allegro, care se numește Copiii Orașului, urmat de un alt cântec, Valsul Copiilor. Și acum să-i dăm drum. Yeah.
Așa cum vă spuneam în deschiderea spectacolului, elevii înscriși la cercurile de pian, chitară și la grupul vocal Allegro, vă prezint în această seară un spectacol muzical. Veți vedea numai o parte din elevii acestor cercuri și vă invit de pe acum la următorul spectacol, care va fi de durată mai mare și în care veți vedea evoluând aproape toți copiii, în afară de cei care sunt începători în acest an, în luna decembrie. Am făcut această paranteză pentru că este important să vă avem alături de noi și la spectacolul În așteptarea lui Moș Crăciun, care va avea loc în luna decembrie. Acum am să invit în scenă pe Alina Dumitrescu, are 12 ani și vă va interpreta la pian Cutiuța muzicală. Are 7 ani și pe lângă faptul că este înscrisă și la cercul de pian, are o voce foarte frumoasă și va cânta acum O lume minunată. Nu mai pot fi o lume cu soare.
Maria Preda are 9 ani, este înscrisă la Cercul de Pian și va cânta pentru dumneavoastră un cântec din folclorul copiilor. Maria Preda. Cercul de chitară și am să invit în scenă pe Teodora Niculescu. Andrei Rădoi. Denisa Mihai. Lorena Răgărie. Denisa Dobeanu. Andrei Vasile. Cosmina Stoieneșteanu, Relu Soare, Andreea Călin, Dragoș Lădășel, Ionut Sandu și Alicia Miloș. Ionut Sandu, l-am botezat. Au fost copii la grupul Allegro, începând de la 4 ani până la 18 ani.
Fia mai are 2 luni și împlinește 6 ani și vă invită să zâmbiți pentru că are un aparat cu care o să vă fotografieze. Așadar, zâmbiți, vă rog! Pentru dumneavoastră un exercițiu de Czerny și Musette Vals de Puccini. Emoțiile sunt mari. Și acum vom vorbi despre flori. Le vom cânta și acest lucru îl va face Oana Petru, care are 9 ani, este înscrisă la cercul de pian, dar are și ea o voce frumoasă și este una dintre solistele de la grupul Allegro. Așadar, Oana Petru, Samba Florilor. Tot pădurea și-n tot
Vine de 3 ani la cercul de pian și va interpreta Gavotă de Frederic Handel și Musette de Johann Sebastian Bach. Denis Vasile. Thank you.
invităm la dans, un dans frumos, mambo. Cel mult îmi place mambo. Vine pe scenă Lorena Răgălie, care are 8 ani. Hai! Cei care s-au plictisit, vă rog frumos, dacă nu vă place, sunteți liberi să ieșiți. Nu v-a adus nimeni cu forța. Pe sus, pe la balcon, au aruncat și cu ceva de sus. Mai avem puțin la educație de lucrat. Pe scenă copiii își dau sufletul pentru spectator. Dumneavoastră reprezentați motivul, motorul pentru ei. Dacă nu ar fi publicul, aici pe scenă nu ar exista artiști. Iar cei care au evoluat până acum în fața dumneavoastră s-au dăruit întru totul pentru cei care sunt în sală. Și-au muncit foarte mult. Să știți că sunt ore în spate, mai ales la cei care au interpretat piesele la pian, nu este chiar atât de ușor. Și dacă nu este liniște, vă dați seama și orice zgomot îl poate distrage pe cel care cântă. Am făcut această introducere pentru că urmează Ana Barunescu, are 12 ani și va cânta Dunăre Albastră, celebra Dunăre Albastră scrisă de Johann Strauss și partea întâi din sonatina de Haslinger. Așadar, s-o primim cu aplauze.
acum veți asculta o tânără care este plină de talente, este și la cercul de pian, și la cercul de chitară, are și o voce deosebită și pentru că a plinit 15 ani se poate înscrie și la festivalul din toamnă, festival pe care noi îl organizăm, Radu Șerban, pentru că exista o limită de vârstă, 15 ani. Gențiana Marcu are 15 ani și va interpreta în această seară I See Fire. See you.
există mult talent în copiii noștri, există și de aceea apelez la părinții care descoperă un talent la copil, să-l aducă, să-l îndrume spre Centrul Cultural Municipal, pentru că este bine să observăm din timp ce talente au copiii noștri. La fel s-a întâmplat și cu micuța care urmează să vină în fața dumneavoastră. Am cunoscut-o când avea 5 ani și jumătate și bunicii au venit să vorbească, să o înscrie la cercul de pian. La început am spus că e prea mică, dar totuși am zis, hai, să vedem. De la 5 ani și jumătate până la 7 ani, veți vedea evoluția Nectariei Rogobete, care va interpreta pentru dumneavoastră balerinii, menuet de Johann Sebastian Bach și ecoseză de Ludwig van Beethoven. Veți vedea cum se trăiește muzica la 7 ani. Nectaria Rogobete! Nectaria nu s-a simțit bine, așa că efortul ei este cu atât mai mare să vină în fața dumneavoastră și să cânte. O ascultăm. Thank you.
recital, un mini-recital Nectarii Arogobete, pentru că va putea să facă față unui asemenea mic recital. Nici acum nu se simte bine, vă spun. Așa că merită din plin aplauzele dumneavoastră. Și care s-au hotărât să vină și să o aducă, să o înscrie la cercul de pian. Vă mulțumesc din suflet că ați ales să fiți alături de noi în această seară. Mini-spectacolul nostru s-a încheiat. Vă promitem un spectacol cu cântece de iarnă, cu colinde, cu cântece de Moș Crăciun, cu cântece mult mai multe la chitară. Mult, vă colindăm, așadar când veți afla și veți vedea afișul cu invitația la spectacolul din iarnă, să nu ezitați. Încă o dată mulțumesc din suflet. Manifestările organizate în cadrul zilelor municipiului Caracal continuă. Vă invit și la festivalul de comedie care debutează joi, cea de a 16-a ediție. Aveți afară afișele cu toate spectacolele care se vor termina. Bună seara! Mai bine!